mere cantoare ca o floare și s-o cunoști, ai alungă-ți orice semn de întrebare, iubitor, din ochii tăi frumoși, ai alungă-ți orice semn de întrebare, iubitor, din ochii tăi frumoși. Alege de la mine doar ce e bun și înțelege că restul este doar un nor de fum. Întinde-ți mâna dreaptă către soare și părul în val să sufle vântul, să simți a inimii mele cantoare ca o floare. Și s-o cunoști, alungă-ți orice semn de întrebare, iubitor, din ochii tăi frumoși, alungă-ți orice semn de întrebare, iubitor, din ochii tăi frumoși. Rămâi aici, la pieptul meu ce bate, nebun, o nuntă de iubiri gemănate. Întinde-ți mâna dreaptă către soare și părul în val să sufle vântul, să simți a inimii mele cantoare ca o floare. Și s-o cunoști, arungă-ți orice semn de întrebare, iubitor, din ochii tăi frumoși, alungă-ți orice semn de întrebare, iubitor, din ochii tăi frumoși. Costel Chirilo, 1978. Costel Chirilo, 1978, ești mare, tată, 2 metri pe lung, 1 pe lat. N-ai ajuns la versul al doilea și ai și pofre închit-o. Vrei să repeți începutul? Primele două versuri, nu vorbesc serios. Da, o luăm de la început, domn profesor. Exact de la început, mai primele două fată versuri. Fată bună, cu ochi ca cerul de suficient, suficient. Nici nu-i nevoie de al doilea vers. Îmi place cacofonia cu ochi ca cerul. Ah, ca cerul. Deci să fie ca... Cacaița, da. Cacaștana, deci cacerul, ai, sună mai... Ei, mai sună mai frumos. E mai discret sau sună mai cunoscut. Dai, ai priceput? Am într-un loc undeva, dar nu e obligatoriu, e facultativ. Eu aș fi pus virgulă, el nu. Gata, am notat. Ați găsit. Vă, da. Prostii că schimbă chestia aia cu cacerul. Cum să mă schimb dacă așa este? Pleacă puțin de la registrat. Este brand bine înregistrat. Ce să fac eu de asta aici? Ca să vă pând de asta. Dacă nu e. Asta e. Oricum vă mulțumesc pentru apreciere. Era acolo metafora din refren. Da. E chiar că e metaforă. Zic, e o metaforă plăcut, mirozitoare, nu. E... Nici Brasca nu cântă pe o scadă, domnul Iisus. Aveți aici, stați să vă servesc eu. Apă? Apă, da. E bun, apă. Da, ce e cartea. Da, eu acolo, nu mă ne-am gândit. Știu că vă știu, dar nu știam cum să mă exprim, să nu greșesc. Ține-o acolo. Sunteți poet. Și cantautor. Și cantautor, că știm de la televizor. Astfel, la o întâlnire o să fac eu un program, așa. Așa. Da? Vă știi că te-ai schimbat? Să aveți mare grijă la cacofonii. La cacofonii, da. Cam pofecit, așa, cam. Na 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 merg pe pământ și sunt ca vioara.
toate în parcă sunt prima oară. Ca un copil aștept dimineața până la lacrimi e dragă viața. Și orice splendoare mă doare, mă doare această floare și frumusețea ta, și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. O, dulci fiori, spun mamă și tată, parcă îmi văd părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi e dragă viața. Și orice splendoare mă doare, mă doare această floare și frumusețea ta, și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. Când te cuprind tu tremurați toată, parcă ai iubi, iubi prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi e dragă viața. Și orice splendoare mă doare, mă doare această floare și frumusețea ta, și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. La ra ra ra, la ra ra ra, la ni ra 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 ra, la ni ra 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 ra, la ni ra ni ra ra ra. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. Grigore Vieru, Mânata Teodoronici. Altă viață cu maestru Costic aici. Este... Terminat de scociorul prin tăfârca aceea, săptămâna asta s-ar putea să fie firme. Dar nu, zic, dar nu am dat. Am băgat efectul pe chitară și pe voce. Domnul, începem, da? Vă mulțumesc celor care ați venit la această activitate de astăzi. Am convocat activitatea dintr-un motiv foarte obiectiv, acela că eu, în calitate de conducător al grupului acesta de creație literară, artistică, metafore comuneștene, până acum nu m-am prezentat în fața dumneavoastră cu vreo carte. Aici, pentru că nu m-am prezentat, am venit cu 5. Ca să fie suficient, ca să știți că și eu, printre multe altele, scriu. Și le scriu cam de multe ori. Din moment ce am ajuns la cele 10 cărți și mai sunt vreo 5 în lucru. Ceea ce vă prezint astăzi și o să fie, am 3 membri ai grupului nostru care o să prezinte cărțile, 3 din cărțile care sunt aici. Realizat aceste cărți, să știți că nu într-un singur an, nu în doi, ci cam de vreme îndelungată.
Deci poeziile, poemele, acele legende versificate, povestirile cele de la Trotuș, povestirile partea întâia, sunt scrise de-a lungul timpului. Și le-am prins atunci când ele s-au rotunjit, s-au făcut de o carte, le-am prins în cărți. Mai sunt în lucru la ora actuală o carte de proză sau două cărți de proză, să văd care va fi aceea, o carte de proză, oricum continuarea povestirilor din numai partea întâia, partea a doua va fi de la Trotuș la Taslău și va cuprinde un număr de povestiri referitoare la nume de locuri în care voi încerca să creez un fel de legende. Noastră, profesorii sau și ceilalți știți că Eusebiu sau, mă rog, scriitorii au creat niște legende despre locuri. Ca să nu mai dau niște alte exemple. Acelea sunt povestirile despre care zic eu acum. O altă serie documentată și mai mult este Cartea din Străbuni, despre care va discuta compozitorul nostru, profesorul Nicolae Garai. O altă carte este Doar poeme, despre care va zice, pare-mi și domnul Petrică Colăcel. Și cealaltă carte apărută din bătrâni, adică bătrân pian, nu din bătrâni, bătrân pian, care este o carte de poezii. Cam atâtea sunt lucrurile care le vom discuta. Sunt sigur că dumneavoastră care ați luat cărțile sau care le aveți, o să vă dați seama de ceea ce fac eu. De fapt, domnul Colăcel a fost la mai multe lansări ale mele, le cunoaște, le are o parte dintre cărți acasă și, de asemenea, ca și domnul Dospinescu, el a fost din prima grupă, din grupa de început. Grupa mică. Da, din grupa de început a cărților. Și mă duc aminte de rostirea lui că iată că a venit elevul pensionar al domnului profesor. Parcă așa ai zis. Da. Așa. Mă bucur că sunteți aici și o să încep să fac prezentările. Scriitorul și criticul literar Petre Colăcel. Noi. Scriitorul, așa, Constantin Țăranu. Prozatorul și umoristul, așa, și fotograf. Oprea Toadeu. Și fotograf. Unul care încearcă poezia, Pantelimons. Umoristul grupului, cel care scrie și cronica, și anume Ion Moise. Dar de ce nu mai faci cuvintele de înapoi? Care nu încearcă, dar încercat în umor. Domnul profesor Nicolae Garai, compozitor, cantautor și versificator. Prozatorul Ioan Gherghina. Domnul Vătangu, care e acolo, drept în capăt, așa-i care este poet. Și pictor. Și pictor, adică ocupat de artă, că se ocupă și cu fân, și cu căpițe, și cu cioarte, și mai, mă rog, mai multe lucruri, și care eu le-am văzut. Funcție de și fân. E și făiomțar cu greșii. Da. Domnul Chirilă Constantin, cantautor. Mădălina Miron, sau Mădădia, cum o știm noi. Mămică. Mămica. Mămica. O poetă, care se află acolo în colț. Doamna Salvina Redenciuc, care este și poet și împărzător. Vom vedea ce se alege până la urmă. Domnul Neșu, care vine și ascultă, și poate va încerca și el, sau se mai ce să te ascultă. Mai bine. Hai, bine.
Domnul Constantin Colăcel, epigramist. Doamna Cristina Popescu, doctor în literatură, în facultatea profesor doctor, așa, care participă la activitățile noastre și este prefațatorul unor cărțile noastre și care este de asemenea membru a mai multor cercuri, comitete și comiții. Da. Domnul Octav Dospinescu, care este epigramist la origine, dar acum vrea să se facă pozator, scrie scoză memorialistică. Da, am lăsat special mai la urmă, acolo se află fiulețul meu, Severian, da. Cu soția lui. De acolo, o cunoștință de aproape de noi de acolo, Mariana. Are Mariana, nu? Așa. De aproape de mine acolo și am invitat-o ieri sau altă ieri, nu știu când, da? Și nu în ultimul rând, domnul Ungureanu, care vine la noi aici în calitate de televizionist. Da. Acestea fiind zise, să mai ascultăm pe domnul Costel. Că prea abia liniștit acolo. Și el a căunit. Leagănă vântul frunzele, lacrimă de tor. Leagănă vremea zilele, lacrimă de dor. Și cum să spun că nu-i ușor, cum să spun că mi-e de dor. Cum să spun că ești departe, cum să spun ce ne desparte. Hei, lacrimă de dor. Te uscă vântul călător. Hei, lacrimă de dor. Nu te uscă vântul călător. Cum leagănă soarele piscuri și băi, lacrimă de dor. Leagănă dragostea ochii tăi, lacrimă de dor. Și cum să spun că nu-i ușor, cum să spun că mi-e de dor, cum să spun că ești departe, cum să spun ce ne desparte. Hei, lacrimă de dor, nu te uscă vântul călător. Hei, lacrimă de dor, te uscă vântul călător. Cum leagănă cerul noaptea o stea, lacrimă de dor. Leagănă dragostea inima ta, lacrimă de dor. Și cum să spun că nu-i ușor, cum să spun că mi-e de dor. Cum să spun că ești departe, cum să spun ce ne desparte. Hei, lacrimă de dor, nu te uscă vântul călător. Hei, lacrimă de dor, nu te uscă vântul călător. Mircea Rusu. Înainte de a intra în activitate, să-i mulțumim domnului Vasile Rață, gazda noastră de toate zilele, și să-i mulțumim pentru efortul care îl face pentru noi. Fiecare. Gazda! Da, domnul Gara vrea să zică oarece. Este un moment sărbătoresc. Prietenul nostru, colegul Leonid Iacob, își lansează mai multe volume astăzi.
dar luna aceasta a mai fost o sărbătoare pentru dânsul, aniversar, niște ani. Ocazie cu care eu nu pot, stând în preajma lui, să nu ți se împiedice gândirea în sticluri. Și am încercat să, poate unii deja ați văzut și am urat. Lui Leonid la aniversare. Nici nu am cum eu să rămân rigid și vreau din suflet să adresez urare pentru seniorul Iacob Leonid, acum când e a sa aniversare. Că tot la două săptămâni mereu venim la cafeneaua literară și printre alții sunt prezent și eu, iar măria sa strict ne măsoară. Să știți că ce vă spun nu este banc. Chiar de ne dă fiori sau de ne plouă, din analiza care o face Frank, noi nu scăpăm cu una sau cu două. Dar vreau să știți că tot acest elan e pentru a reuși pe cât se poate, efortul nostru să nu fie în van, ci să rezulte încă o nouă carte. Pentru că apreciem al său efort acum când este zi de sărbătoare, fiindcă n-am cum să îi dau un tort, îi scriu vreo două vorbe drept urare. Mulți ani, poate e nimerit de spus, dar orice câți ar fi, tot să termină. De aceea vreau să-i urez nespus, că cei bun și veșnic să-i aparțină. Am citit-o. Da. Cum v-a spus și domnul Leonid, am să încerc să discut ceva despre din străbuni. Pe Leonid îl știu având aplecăciune către arhaic de multă vreme. Ani la rând, împreună cu dânsul, amândoi de la Casa Pionierilor Comănești, în fiecare vacanță de vară pentru două săptămâni eram detașați la tabăra forumului școlar, unde eu răspundeam de muzică și imagine, iar domnia sa de scripta manent. Ce rămânea scris drept consemnare a ceea ce se întâmpla zilnic acolo, suna cam în stilul limbajului pe care autorul îl folosește în volumul de față, din străbun. Fără să ne lase să bâșbuim prin interior, coperta deja ne introduce în atmosfera conținutului. Fontul folosit în titlul volumului, parcă desprins din vechi hrisoave, se armonizează perfect cu imaginea de pe copertă. Imagine ce contrastează cu ceea ce ne este familiar nouă. Sub balcon, eu ți-am cântat o serenadă. Nu-i balcon, ci doar o claie de ciocani, care aveți volumul, puteți să vedeți poza, iar serenada este susținută nu la liră, harpă sau chitară, ci la calval, tilincă sau poate fluier. Vestimentația, adică straile personajelor, face de asemenea trimitere la vremurile titlului, din străbuni. Volumul de față, așa cum declară și autorul, este o culegere de legende românești, a căror narare în versuri excelează într-un stil tonic, plin de momente șugubețe. Lectura volumului este relaxantă și te predispune să te lași purtat emoțional în atmosfera cadrului pe care autorul îl propune în fiecare din cele șase creații. O temă predilectă în creația poetică a lui Leonid Iacob este iubirea. De când această temă ne-a invadat piața prin intermediul unei sărbători de import, Valentine's Day, autorul s-a aplicat cu sârga asupra variantei românești, moștenite din străbun, dragobetele. Rezultatul acestui zbucium, povestea de dragobete, este o aducere în prim plan a iubirii, așa cum era ea tocmită și întocmită în vremuri străbune, pe plaiuri moldave și nu numai. Și am să încerc să și citez la fiecare comentariu câte ceva din creația poetului. Mesager trimis se pare de chiar bunul Dumnezeu să dea dragostei cătare și trăia sus pe ceahlău, sau oricum prin munții falnici stăpâniți de vechii daci, presuit deopotrivă de bogați și de săraci.
Și feciorul acesta chipeș dădea iama peste fire, răspândind peste meleaguri cântec tainic de iubire. În povestea lupului, următoarea, practic personajul principal nu este lupul, acesta fiind doar rezultatul unei ambiții a celui pe care autorul îl prezintă sub diferite nume. Sarsailă, Necuratul, Cel cu coarne și cotiță, Michiduță, Poreclet, Încornoratul. Lista este suficient de bogată. În final, în mod măiestrit, autorul ne prezintă cum personajul principal ajunge să fie victima propriei sale ambiții. Încep. Aveți grijă. Și de atunci, povestea spune, când e cer de bocan bobotează, lupii în goană prin pădure, numai necurați visează. Vânează. Am zis visează. Numai necurați vânează. Că procleții în acea vreme fiind bocnă cele ude, nu găsesc nicio scăpare și n-au unde se ascunde. Vedem aici arhaismele folosite pentru anumite cuvinte pe care le folosește poetul. Păcăleală, în prima sa parte, este un elogiu adus frumuseții, familiei și traiului din acele vremi imemoriale. Și iată cum surprinde poetul Acid. Îți era mai mare dragul să privești, cum spun cei vechi, lumea potrivindu-și mersul, tot perechi după perechi. Și mai departe, că țineau aceste petreceri cu brazi puși în vârf de porți, vreo trei zile încheiate, ba și încă vreo trei nopți. Și erau atunci o specie și în petreceri dansavai, că-ți era mai mare pofta de trăit pe acest plai. În Sânt Ilie, în legenda prezentată de autor, este aproape în totalitate scos din cadrul... Deci, Sânt Ilie, din legenda prezentată de autor, este aproape în totalitate scos din cadrul biblic, de unde ne este inițial cunoscut. Ca atare, Ilie nu este profet, ci un ciobănaș ce prin grație divină ajunge responsabil cu ploile aducătoare de rod bogat și tunetele ce aveau să-i țintească pe cei ce au deturnat drumul vieții. Și avem la... pagina 36. Pe pământ vei duce ploaia și rodirea verii toată și vei da mere de aur, miere dulce și aromată. Durduia prin ceruri carul când pe nori trecea Ilie, iar biciul lui da pleasnă unde draci putea să fie. La Sfânt Andrei aflăm, dacă mai este deja, dacă nu știm deja, de o serie de tradiții și obiceiuri populare practicate în creștinism. În acest context aflăm cu deosebită tentă umoristică despre usturoiul care este ridicat la rangul de apărători de vârcolaci, moroi, strigoi. Sfântul, auzind povestea, spus așa din gură-gură, le dădu la oameni aiul, aiul fiind usturoiul, da? Să le fie de armură. Că strigoii vârcolacii când aud de usturoi fug de salt în sus pământul și nu se întorc la noi. Autorul stârnește hazul punând în același plan ca importanță părți opuse ale corpului omenesc. Și avem aici și cu el, cu aiul, le-a spus să ungă uși, ferestre, ca așa-i bine, pe la gură, în altă parte, adică... Doamne, iartă-mă pe mine. Și de asemenea, același stil umoristic îl găsim și în una din poeziile precedente. E vorba de povestea lupului.
unde s-a săit, s-a apucat el să plămădească un lup. Și suflă, așa cum a făcut Creatorul, a dat viață prin suflare. Și suflă procletul și pe sus, dar și pe jos, însă toată suflătura nu avea nici un folos. Cum spuneam încă de la început despre aplăcăciunea autorului, volumul de față abundă în arhaisme, care mai frumos sticluite și plasate în versuri ce n-au cum să nu te încânte. Și aici am să vă specific câteva dintre ele. Proclet. Nu știu câți dintre dumneavoastră, eu n-am mai auzit până astăzi de această denumire a celui ticălos sau rău. Boi. Ținut. Statură, înfățișare. Trup. Da, iată cum, ca să vedem unde ne este, cum ne este plasat în vers. Tot atunci ne mai spun buni un fecior prin munți trăia, chipeș și cu boiul strașnic, fiu al babei Dochia. Drușcuțe. Domnișoarele de onoare din ziua de astăzi, ca să fie mai clar. Dansavai. Nu-l găsiți pe oriunde, doar în creangă, am înțeles eu că mai este folosit, cu referire la ceea ce ne duce gândul, da? Apoi, hârzob. Hârzobul este o funie. Un coș care se coboară din cer. E funie. Așa am găsit, da? O funie cu care se coboară greutăți. Aici este folosită ca mijlocul prin care se coboară, ființele cerești pe pământ. Și un hârzob de păstră. Da, bine. Deci, nu e același lucru. Deci este același cuvânt cu mai multe înțelesuri. Aici acest înțeles olare. Iar într-o altă poezie, unde este folosit acest cuvânt, și aici trebuie 24, 4, 3, 4, și apoi dă-te drumul pe un hârzob făcut din flori. Deci este o funie, da? Și ajunse acolo Sfânta la un răsărit de zori. Iar un cuvânt interesant pentru autor, povestitor, povestariul. La fel folosit de creangă. Găsim Sihla. Eu cunosc în județul Neamț mănăstirea Sihla, dar nu știam ce e Sihla. Sihla este un hățiș, un desiș, o pădure, da? Așa. Năboia. Năboia. Iată cum sună catrenul respectiv, unde folosește autorul acest cuvânt. Și începu ca să viseze că la stâna lui frumoasă năboia de grab să intre o jivină fioroasă. Năboia, a năvăli, a năpusti. Lifte. Lifte. Exact. Dușman cotropitor. Iar de Sfânt Andrei am scris aici șaiul, dar e cunoscut deja, usturoi. Iar cuvântul hoșma. Hoșma. Da. Iar povestea azi am scris-o drept în seara de Bairam, când strigoii vârcolacii se holba hoșma pe geam. Mereu necontenit. Dacă v-am stârnit curiozitatea lecturând volumul de față, veți găsi mult mai multe cuvinte a căror origine este din străbuni. Și am să închei cu urarea autorului de la pagina 27, unde spune așa: iar vouă, dragi prieteni, cercetiți povestea toată, fie vă viața blândă, cu de toate îndestulată. Mulțumim!
mulțumesc, domnul Garai, pentru a locut pentru cuvântul spus noastră. E o analiză pertinentă a ceea ce am scris aici și bănuiesc că ați citit-o cu plăcere. Mai era o legendă aceea sânzienei, de asemenea toate legi. Nu, înseamnă că am sărit-o. Da, lasă-o, da, da, ai sărit-o. Alunecat ochii la sânziană. Da, nu, că e frumos ce zic despre sânziana. Da. Până să ajungă la momentul de legendă, autorul ne prezintă condiția sociocultural-spirituală a vremii, pe fundalul căreia ne descrie în imagini ce te cuceresc, hărnicia și frumusețea fizică și sufletească. Și am aici consemnările respective. Dar 22 cu 4, da? Dar bogații răi la suflet o mai și bazjocoreau când din mâna lui Hapsână, Dumicatul îl dădeau. Iar Dumicatul tare avea grijă să-l împartă cu animale, păsări, gâze, ce o așteptau la poartă. Toate acestea, ca fundament, vor da valoare sărbătorii ce este constituită în jurul acestei flori, sânziană. Ca intermezzo, în ton cu frumosul modului de a trăi, autorul mai face și popasuri. Mai hodinește. Ce am hotărât, o spune de vivrere altă dată, după ce îi mânca plăcinte, că povestea nu-i gătată. Iar ia mai dați-mi și o ulcică de cornar cam însetat și o țâr de fripturică să vă spun ce-a mai urmat. Și continuă povestirea. Iar la altă povestire, de asemenea, tot așa cu hodină, solicită. Dragii mei, am o rugare, că povestea n-a sfârșit. Mai aduceți o bărdacă de vin ars cam obosit și o țâr de îmbucătură, foamea să mă ostenesc, o stoiesc, că povestea mai departe vouă să vă povestesc. Mulțumesc pentru sesizare. Doamne, spune despre ce vrei să zici. Foarte scurt. Foarte scurt. Scurt. Da. Nu am foarte competență ca domnul profesor. Agenda aia cu... Când avem lansări mai vere, suntem aici cu tot fieful. Astăzi venim cu plăcere că lansează cărți chiar șeful. Lansez cărți de calitate și sunt multe, berechet. Cum să comentăm noi, frate, când le dai doar la pachet? Dragi colegi, precum am zis, de nimeni nu vă jenați. Vedeți Iacob cum a scris și a spus să-l criticați. E o ocazie. Ocazie. Servim la lansarea ta prăjituri, un suc, ceva. O faci așa rar, bădie, vrei să faci economie? Bun, e rar, mi-a făcut ori mai. Da. Mai despre cartea aceasta, pentru că nu sunt vorbitor, nu știu. Spune că sunt cine vine. Da. Zice domnul Chirilă. E profitat, mai bun critic. Mai bun critic. E profitat. Apa, da, apa, faci. Dacă noi suntem tot întâln, și atâta sete e în noi, trei copii cu apă mâini și pe creștete au ploi. Te îngân și mă îngân, seacă vlaga n-amdoi. Te îngân și mă îngân, seacă vlaga n-amdoi. Două fântâni și-o singură sete, două pântâni și-o singură sete. Vai și ne e jale și urât, ce departe ești, pântâna mea,
cerul noi a coborând, cine bat străine roi, te îngân și mă îngân, seacă vlaga n-amândoi. Te îngân și mă îngân, seacă vlaga n-amândoi. Două fântâni și o singură sete, două fântâni și o singură sete. Ce departe ești, fântâna mea? Mai departe chiar de când sunt eu. Cu izvoare aș păstra și izvor de mine reu, să îmbrățișez cândva cu izvorul meu pe-al tău. Să îmbrățișez cândva cu izvorul meu pe-al tău. Două fântâni și o singură sete, 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 două fântâni de Adrian Păunescu. Domnul Țăranu, pentru că așa vine în ordinea scrierilor, anul apariției. Pentru că Bătrân Pian a apărut înaintea cărții doar poene. Dar jos, domnule, nu sunt cumva sterdici, că nu-i bine. Nu, dar asta nu-i ultimul volum, nu? Nu, ultimul volum e al lui Petrică, la Petrică, da, doar poene. Eu am spus că trebuie să mă ridic orice. Tot. Stai jos, domnule, stai. Stau în picioare, că e mai oficial. Dar nu trebuie să fie oficial, nu te poate. Dă-te mai încolo ca să te prindă camera. Dar nu e nevoie. Ba da. Ai nevoie de explicații, unde ai fost când te duci acasă. Stai când mă fac să văd la început, că dacă îmi cer voie și acum la vârsta asta. Exact, e la DNA. Astăzi nu participăm la o lansare de carte sau la o lansare de autor. Participăm la o lansare de mai multe cărți, cum o lansat Sadoveanu într-un an 5 volume sau 4 volume, dar asistăm la nu lansare, la, să zicem noi, o întâlnire cu un scriitor, cu un profesionist al scrisului. Nu mai e nevoie de multe detalii. Eu am câteva observații. Făcute mai în glumă, mai serios, nu știu ce măsură vor fi apreciate. Unul ca un fel de motou. Poezia se așează pe Leonid cu vocea ei caldă și ne îmbie să zburăm cu el împreună spre marea veșnicie. Aș vrea să zbor și eu ca el, dar suntem aici unde trebuie să fim astăzi. Și am un poem dedicat tot lui Leonid, cu materialul clientului, poem de la Iacob Cetire. Bătrâne pian, bătrâne Iacob, ciobit, albit, melodie în minor, iubirea iernii, neliniștite ape, mi toamnă în târg și cântec de vior, de-a pururi rugăminte, hai spune-mi visare, chemare, jertfă, grădina cuvintelor, doar un fluture cântec de noapte, ochii tăi nu mai sunt, dăm culcuș la ploaia tandră, vino tu, vino să-mi dărui iubito, când vei auzi văzduh și mare, sufletul meu și al tău, al tău, alt anotim la fereastra ta. Poemul merge ca o coloană a lui Brâncuș, dă-i, luați cuprinsul de la volum, prima pagina cuprinsului, îi citit în ordinea ta de acolo. Al doilea, următoarele pagini. Vis cu o sirenă, noapte cu tine, am folosit materialul clientului ca să vedeți cât e de bogat în metafore și așa. Vino cu o sirenă, noapte cu tine, în noapte iar plouă, sinfonie în culori,
mai stări cu mine la ora iubirii, tot bate ceasul cu toamna alături, adie un vânt, cânte greu și noapte să ne scăldăm, îți voi cânta iubire, pribeac de atâtea ori, nu plângeți, am scris bucurie, în singurare de iarnă, în ziua aceea, cuvintele știu stelele, anotimpul iubirii, poate că sunt anotimpul iubirii, poate că sunt sub ei, nevăzuta mea piatră, dorință, speranță, e iarnă, iarnă fie cum zici, ți-am dat patimile dor, uitare, poveste fără sfârșit. Bună seara, rugăminte, nici tu, inima ta, doină de noapte, îți voi cânta cântec pentru un saltâm, când vei veni, te aștept și plâng, ca trecător întotdeauna, nu cred în fluturi, poveste, așteptare, cântec de primăvară, când te-am așteptat în toate zilele, undeva departe, tu cu legător, mai ții minte, mi-e dor, ai uitat, ai uitat poate, nu-ți fie teamă, tu ai să taci și pictezi, atunci, la ușa viselor, te voi căuta, bătrânie luntraș. În următoarele două pagini, exact, prins. Cu adăugiri, exact, o prepoziție, poate, undeva. Aș încheia cu observația, un asemenea eveniment, e păcat, se desfășoară într-un cadru atât de restrâns. Eu știu că ziua de azi, poezia nu e consumată cum a fost odată, dar păcat că ar trebui într-un cadru, cel puțin și cu elevi de liceu, trebuia să fie cel puțin 100 de persoane aici. Din păcate... O mai lansăm o dată la liceu. Da, avem suflet mai mult decât 100 de persoane. Venim de la Constanța special pentru dumneavoastră. Da. Domnul Moise știe, domnul Colăcel Petrică, colegul meu. E observația mea, nu e observația mea ta. Mulțumesc că am venit. Eu așa am observat. Domnul Gherghina. Intra mai ușor pe acolo. Da, mulțumesc, domnul Țăranu, pentru ceea ce ați spus. Mă rog, am ținut să vin în fața oamenilor cu care lucrez, efectiv. Pentru că aici desfășor o mare parte din activitatea mea și eram dator oamenilor să ajung la această întâlnire care să vă prezint ce mai fac și eu sau ce nu mai fac niciodată. Cine mai vrea să mai zică vreo vorbuliță, dacă vrea, toată dragostea. Petrică nu are? Are și el, dar mai încolo. Mai hăt. Deci domnul Costic acum. Da. Dacă sunt comentarii de legătură. Nu. Zic domnul Costic. Zice domnul Costic. Domnul Gale, vreți să cântați? Nu. Dacă vreți să cântați. Eu am alt moment. O glumiță. Hai crede-mă, mamă, biserică-i rece, în crâjmă-i mai bine se bea, se petrece. Aici mi-e învăț o dreptate, spun, învățături de acestea în cer nu sunt bune. Hei, dacă biserica-ar da ceva bere și-ar face și focul să mai prindem putere, noi zile întregi ne-am rugat vorba ta, lipiți de biserici acolo vom sta. Să predice preotul, să bea sau să cânte, noi veseli vom fi cum e pasărea munte. Pe nicio băbuță n-ar mai trage-o de poale, copii zemțuri roșii frămâți, mațe goale. Cel de sus pe copii să-i vadă la fel, frumoși, fericiți, bucuroși ca și el. Le-ar da hrană, haine, le-ar da mirte fierte, cu dracul prea sfânt n-ar mai sta să se certe.
Adrian Păunescu. Doamna Cristina vrea să zică oarece. Nu vreau să spun de la început că am aflat despre această lansare acum câteva zile. Adică mai plătesc cu două. Ca să zic două, da? Dacă domnul profesor Iacob nu mi-ar fi dat un telefon la care să, prin care să mă vin invita, nu aveam că m-ați adoptat în acest scenar, da. Cu atât mai mult mi-am dorit să fiu alături de fostul meu coleg, domnul profesor Leon Iacob și de celălalt fost coleg, domnul profesor Lara, într-un moment de sărbătoare. Iar ceea ce eu constat acum că se întâmplă aici este, aș zice, chiar mai mult decât o sărbătoare. Cum la mine n-au ajuns cărțile și asta dintr-o extrem de mare finețe a domnului profesor Iacob, care știind că sunt cam niște probleme care m-ar fi împiedicat să fac o lectură aprofundată a volumelor, a vrut să nu mă oblige în felul ăsta să vin. Și atunci, pur și simplu, mi-am dorit să vin cu atât mai mult, cu cât am făcut-o, cum spuneam, dintr-un spirit de solidaritate și de colegialitate. Disperată totuși că nu știu ce să spun, am luat, slavă Domnului, că aveam primele două volume din Metafore Comăneștene, din antologiile Cenacului Metafore Comăneștene. Și cum au trecut 30 de ani de când puțin s-au despărțit drumurile noastre, adică al meu și al domnului profesor Iacob, nu mai știam mare lucru despre dumneavoastră. Când am citit în acea prezentare a primului volum de antologie despre activitatea dumneavoastră, mi s-a tăiat respirația. Pentru că e o activitate care depășește cu mult, cu mult gloria locală. Și chiar dacă nouă ni se pare că tot ce se întâmplă, se întâmplă într-un cerc foarte restrâns și adevărat că este păcat, eu îndrăznesc să cred că, având în vedere activitatea dumneavoastră, sunteți cunoscut într-o mare parte a țării acesteia. Și dați-mi voie așa să-i fac un scurt portret domnului profesor Iacob, pe care îl regăsim în foarte multe impostate. În primul rând, aceea care mi este cea mai cunoscută mie, de profesor de limbă și literatură română, de îndrumător de cenaclu și descoper că până la cenaclu Mugurii, de la fosta casa pionierilor, unde noi am fost colegi, chiar dacă în orașe diferite, știam despre această activitate prodigioasă și despre valoarea cenaclului Mugurii din Comănești, nu știam despre cenaclul Nicolae Labiș și foarte târziu am aflat, după cum știți, despre cenaclul literar alcătuit din persoane adulte, din care cred acum că și eu fac parte. N-am știut că a publicat 10 volume proprii. N-am știut că s-a ocupat de apariția, de editarea 35 de volume pe care le-a prefațat. N-am știut nimic despre activitatea sa publicistică, constând în peste 300 de articole, în presa județeană și centrală, fiind corespondent al Cotidianului Deșteptare, au un număr însemnat de ani. Astăzi îl descoper în chip de
scriitor prolific în adevăratul sens al cuvântului. Cum îl am eu în suflet pe domnul profesor Iacob după această despărțire care a durat 30 de ani, cum l-am perceput înainte acestor 30 de ani și cum a rămas în sufletul meu. A rămas un exemplu de finețe, de discreție, de forță de muncă eficientă, de dorință constantă de a rostui destine literare, artistice respectiv, dar mai ales aceea de a rămâne om. Îl consider un model de relație umană și cred cu toată convingerea că menirea sa este aceea de a scrie, de a crea. Și mai cred că, dacă ar fi să folosesc un termen religios, domnul profesor Iacob se mântuiește prin creație. Și n-aș vrea să închid. Eu am răspoit acum în mare grabă și am găsit o poezie pe care, de altfel, o ochisem acasă în acel prim volum de antologie. Se cheamă Pictura din suflet. Și pentru că fiecare a considerat că este potrivit într-o activitate de cenacul să cităm, să citim, să rostim, să recităm, mă rog, din creația celui care își lansează volumul respectiv, volumele, mi-aș îngădui să citesc poezia aceasta pe care o consider realmente o capodoperă. Vă felicit din toată inima. Se cheamă Pictura din suflet. Sper să nu mă apuce vreun plâns. Ca să fie mai frumoase, și eu, și tu, am pictat sufletele noastre. Tu vedeai albastrul din sufletul meu, eu, culorile-ți purpurii palpitând de atâta iubire. De aceea mi se părea că la tine, acolo, e mai frumos ca niciunde în lume. Și mi-aș fi dorit măcar pentru o clipă să pipăi cu degetele inimii mele culorile tale. Mă tot întrebai ce văd, dar amețit de atâta frumos, nu ți-am răspuns. Și-ți citeam în ochi nedumirirea și întrebările agățate de crengile buzelor. Acum stau singur și mă zgălesc sufletul cu ochii de albastru, așteptând să văd iar culorile tale atât de frumoase. Atât de frumoase este. Ex toto corde, cum zice latinul, din toată inima și vă doresc să fiți sănătoși și să ne mai bucurați cu alte multe volume de este ca un fum. Îmi cad pe față fulgi de nean, ca pe un bulgăr de mormânt. Și nu-i nici ploaie și nici vânt, ce rece e pe fața mea. Na, 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 na,
rău și ce bun. Toate s-aproape și departe și parcă-s legănat de apă. Ce stranie singurătate, ce veșnică eternitate. Vrea să mă ridic să strig, cine-i aproape și mă cheamă, mamă, mamă. Ce să mai zic, că am un anumit motiv înainte domnul Petre Colacel. Ai zis și nimeni ceva? Să spun eu câteva cuvinte, că după aceea... Vine de artileria grea. Nu mai are efect. Da. Mi s-au împlinit azi câteva dintre visuri. E bine și așa. Adică să stau în spatele unei camere de luat. Mi-a stricat plăcerea. Am fost coșmar. Începe să devină coșmar, da. E drept că am o figură. Stau față în față cu colegul meu și deasupra lui și deasupra mea stă o fotografie cu două linii paralele și îmi dau seama cât de bine semăn eu. De acolo nu mai cade, doar e energia potențială minimă. Adică eu cu dânsul, cum îl am aflat astăzi despre dânsul, așa, ne întâlnim undeva într-un punct situat la infinit. Mă bucur că ne întâlnim până la urmă. Mă bucur că n-am apucat să mă lansez și eu cu o carte, pentru că, de fapt și de drept, din punct de vedere fizic, ceea ce facem astăzi aici este un reper, un referențial, cum aș spune eu. Îmi pare rău, bineînțeles, că n-am apucat să lansez o carte. Așa. Am auzit deseori o formulare, stai după cireș, dă-te după cireș. Cum am înțeles-o eu, s-a nimerit să fac astăzi. Traducând formula stai după cireș, cum simt eu acum, cu literatura eu sunt megieș. Domnul Iacob, știți anumite aspecte manifestându-se, dar nu pe toate. Printre altele, domnia sa este și rapsod. Este rapsod popular în sensul că este popular. Mucă cânte! Da. Ceea ce privește plăsmuirea versurilor, modul în care stăpânește cuvântul, este Stas. Avem posibilitatea de a vedea un monument în acest sens. Dar dânsul are și preocupări. Cum eu, stând în preajma lui, mi s-a scrântit modul normal de a... așa, și o mai dau și pe rime sau ritmuri. La fel și dânsul. Nu știu dacă cauza sunt eu, încearcă să plăsmuiască și pe versurile ce le creează melodii, fără să aibă nicio pregătire în domeniu. De asta zic că este rapsod. Și să-l auzim cu dorul călător. Eu am să-i fac doar susținerea armonică a cântecului. Dânsul o să
facă o returnelă la muzicuță pe care o stăpânește, o să vă convingeți cum, și de restul. Să-mi sparte grădinile și să-mi ude florile. Și-a de dorul supărat, că-i de mine străinat. Și tot sapă, și tot sapă, și cu stelele s-a dapă. Că-i plămân și însetat, cât prin lumea colindat, că a trăit prin mărăcini și noi de străin hain. Că a trăit prin mărăcini și ori de străin hain. Măi dorus, copile bun, vino să te așez în sân. De nu mai fi însetat și de mine străinat. Să nu mai fi însetat și de mine străinat. Da, suflete în strâmboaia anumite ani. Da, dar hai ce mai era. Hai, hai, hai. Uitați-mă, nu mai aducem cant autor. Nu mai aducem cant autor. Mâine vreau să spun. Când îi Cânte cu următor. De fapt, o să-l găsiți în carte, dar nu, în, deci nu există refrenul. Poezia se cheamă Nușa, în doar poeme. Poezia se cheamă Nușa și este dedicată prietenii mele din copilărie, Nușa. Adică, ea era de vreo 5 ani, eu aveam de 7-8. Nu eram cine știe ce m-a, da? Da, da, se chema Tocu Ruperii din Minori. A fost mai mare, suficient. Am zis, suficient, nu mai da după corcodul. Suficient. Nu așa. Da. Deci dacă ar fi fost la o vârstă mai mare, am fi zis nu așa. Da. Moara lui neava zile care face tuc-tuc-tuc. Și-a de Nușa o blunduță și bună sucră bum-bum-bum. Da, e Nușa, dragă Nușă, o fetiță zdăvăiată. Tare, tare, jucăușă, ce mai drăgușor de fată. Ochii sunt niște mărgele și privesc așa ghiduși. Când pe râpa lutărie, curând ca lunecuș. Doar cu Nușa, numai Nușa, o fetiță zlăbăiată. Tare, tare, jucăușă, ce mai drăgușor de fată. De praf și veselie trece timpul într-o toară. Când deodată se aude un glas strașnic de la moară. Nușa, Nușa, dragă Nușă, ce fetiță zvăbăiată. Tare, tare, jucăușă, ce mai drăgușor de fată.
de nașul care cheamă fata acasă să-i vie. Și rămân doar cu hurujul agățat pe lutărie. Rănușa, doar cu nușa, o fetiță zbăbăia. Tare, tare jucăușă, ce mai drăgușor de fată. Mai este, nu și-a mai trăiește? Trăiește, dar ai văzut-o la lansările de carte trecute. Ai văzut-o în sală. N-am văzut-o din cauza bărbii. Da. Iarăși sunt colegă cu el. Nu lasă, lasă-l, leacă, mai târziu. Să zic că domnul Colacel, că ai mai zice. Domnul Colacel zice, dumneavoastră. Nu plânge, nu plânge că-i trăieți în mahazia asta, vezi de aia. Despre care? Auzi cum chestia s-a făcut. N-am spus că ai vreo cinci. Eu am avut la îndemână doar poeme și se pare că am avut mână bună. A suprit de teama repetării și îmboldit de fuga timpului, nu mai așez cele câteva idei într-o alcătuire textuală de tip cronică. Consemnez doar constatativ câteva impresii de lectură, așezate evident ca toate impresiile sub semnul subiectivismului. Așadar, intuiesc ideatic fondul volumului marcat de trecerea neiertătoare a timpului, pe care doar dragostea, ori amintirea ei, o mai potențează cumva. După ce în volumea anterioare poetul a ajuns spre capătul din dreapta, refuza o sânda vremii cu un urle de sfârșit, de neputință, acum se vede un efort de decantare a zbaterilor de izvor crepuscular, de acceptare a inexorabilului. Vraiștea gândurilor s-a mai limpezit, într-o memorie afectivă cere în vie izbăvitor ce-a mai rămas din vechile visuri. Stări, emoții, peisaje ce răscolesc dorul într-o stare de contemplare calmă, austeră și înțeleaptă a vieții. Teamă de singurătate, dureri mai vechi și mai noi, îngropate în lumânările de seară ale aducerii aminte. Visele mele au fugit în pădure și cu dor pustiit am rămas. Leacul acestor dureri, dragostea sau ce-a fi fost ea, evocată discret, delicat, eludând fizicul, reținând doar stelele numărate împreună, ce imagine aceasta, să ții minte cu partenerul tău de viață, toate stelele numărate împreună. Îl ajută poate și evocarea difuză a unei copilării care de fapt mai mult îl zgândere. Copilul care am fost odată mă strigă, iar din amintire și nu poți fi copilul de altă dată. Acestea privind mesajul așa cum l-am înțeles eu, dacă voi fi înțeles, mai încolo. Atâția ani de meserie mi-au alterat plăcerea lecturii și aplicarea spre mesaj, pentru că mie mi-e foarte greu să citesc acum o carte fără să-mi fugă mintea la nu știu câte filiații, asemănări, ecouri, cu cutare, sau cu imaginea cutare pe care am mai întâlnit-o nu știu unde. Sau când citesc, eu mă uit, bă, cum a scris omul, ce imagine are? Uit că, de fapt, cartea o citeam de plăcere. Va să zică la ecouri filiații asemănări. Va să zică ăsta la Chișinău să zice vrazâcă. Vrazâcă ăsta îl știu eu din expresia, din declarația aia, parcă v-am mai spus, o fantastică de dragoste a lui Vasile. Apă-i nataliță, dragă, să știi că eu pe dumneatate iubesc numai decât. Și mă întorc.
Stai că acum trece, le-am la îndemână și repede. Arghezii, în poezia Talciuc. La același talcioc de noroc, nenoroc, vin țigănci cu dioc, cu fuste crețe și ghetre cu toc, să ghicească de dor, de soroc, de patimă, de iubire cu foc. Bacovia, aici e foarte ușor l-am decelat, că Bacovia e poetul meu preferat. Și treci, mie, însuși titlul e bacovian, mie toamnă și iarnă, și trece iar vântul și ploaia prin ram, și frunze barbare dansează duium, și vânăte cerul cu oi de catran, copilă, mi-e toamnă și iarnă acum. Goga, e, într-un titlu al cărui e, un titlu care are ecouri foarte interesante și lexicale, poezia se numește Colindareaș. Lerui, m-am dus cu gândul imediat la poezia rugăciunii, poezia programatică lui Goga. Lerui, ler, dăm, Doamne, ler, și în suflet, și în cer, și în vis, și în paradis, și în cuvântul ce l-am scris, pe poteca în care am nins și cu lacrimi am plâns. Lerui, ler, mai vin să-ți cer al cântărilor mister, ca să-l dau, să-l dau în dar, din hotar în alb hotar. Iosif. Știu eu și mai puțin cunoscut el, dar exact poezia Doină. Da, exact. L-a răsărit dinspre apus, vrin zori albii cum alții nus, și trec pe sus, cocori târzii, când stele mii doinesc pustii. Și m-am bucurat că l-am găsit și pe prietenul meu de bășcălie, Topârceanu. Ia auzi în poezia Toamnă, daliile ard cu minte răsfățându-se în luce, două gâze iau aminte cum că vara li se duce. Leonid Iacob, de fapt, este un poet care se respectă, aplecându-se cu acribie asupra expresiei lirice, șlefuind-o cu migală. Nu-i pagină să nu decelezi o imagine, un procedeu stilistic. Să vedem. Epitete. Am în vedere valorile și nu banalitățile. Drumeție îniernată, geamul bolnav, îngălbenite gânduri, abrașe nopți. Și o chestie care are și ecou lexical, care m-a uluit, sună fantastic, urlete lupii. Lupii ăsta fiind adjectiv, epitet, adjectival. Urlete lupii, personificări. Iarna cu mâini somnoroase se agață de crengile plopilor, copaci fără cuget, nebuni ca și noi, nebunii, nebunii, repetiții. Și faun albastru cu zâmbet bonlav, un faun albastru, un faun. Pentru că am fost prea serios până aici, hai să glumim puțin. Pentru cine nu știe, faunul e o divinitate romană, campestră, ocrotitoarea ogoarelor, pădurilor, turmelor. Nu asta are importanță, interesant este că grafic este imaginat ca un bărbat cu coarne și cu copii de țap. Mă bucur că recunoști, Leonid. Merg mai departe și găsesc, am căutat, nu fără să caut, m-am spus că nu mai pot citi dacă nu-mi sară mult minunile astea, jucării sau găselnice, nu știu cum să le spun, lexicale, zâmbărind pe sub mustață. Uite, și eu zâmbesc, dar n-am știut că eu zâmbăresc, sună altfel. Iar ele, e vorba de niște persoane de sex inexplicabil, ele îmi surâd jocond. Ai idee ce simpatică e să surâd o persoană de asta, să surâde jocond. Ei nu, e un epitet și ăsta. Cu mustață. O jucărie gramaticală, morfologică. Mă voi fi curcubeu, te vei fi fructul de cais. Nu vorbesc de infinitivul ăsta lung întors la condițional optativ, colindareaș sau pătimireaș. Și un plural, titlul de poezie, un plural cu parfum arhaic,
pe care îl invidiez că nu l-am avut eu. Eu totdeauna când găsesc ceva așa care îmi place în mod deosebit, devin invidios pe autor pentru că n-am fost în stare să-l fac eu înainte. Un titlu de poezie, Ningeri, nu Ninsori, Ningeri, care sună absolut cu totul altfel. Dar ca să-l convinc totuși pe Leonid că am citit cu o obositoare atenție, să-i caut și niște noduri în papură. Vă să zică, în complementul disociativ, care este o variantă așa mai delicată, mai discretă a complementului indirect, prepoziția între nu-i repetitivă, care vă zic că nu e spus corect. Între părerile mele despre viață și între părerile tale e o diferență. Al doilea, între n-are loc. Se spune atât, între părerile mele despre viață și între părerile tale. Dar ia uzi-l pe Leonid, că dacă l-am pândit. Ia pândesc, sigur. Așa. Chemarea mea tot suie pe raza de lumină șuie și se anină în crengi cărunte, crescute în doruri sus pe munte și te așteaptă în răsărit între nadir și între zenit. Aaa, păi Leonid. Noi lucrăm amândoi la texte și știi cât îți zic Chiță Bușar. Știu. A, ia câtă alta simpatică. Gioconda dansa vesperau în sărut. Un vers. Acum, dacă ignor prețiozitatea versului, nu pot evita cacofonia, pentru că, cum să spun eu, da, cacofonii nu sunt numai alea care miros. Cacofonii sunt repetițiile astea de cuvinte cu atât cap care zgârie. Gioconda dansa. E ca și cum a zice tu, cumperi garoafele la le iau eu. Asta e mai mult decât o cacofonie mirositoare, da? Mă rog, ca să vezi că am căutat. Nu mai citesc că pierd vremea, dar sunt câteva poezii care n-aveau loc în volumul ăsta, te-ai grăbit să dai publicității pentru că te asuprește timpul și femeia ta ca și pe mine. Dar era loc de cesărat la anumite texte. Este ăsta, ți-l spun eu un particular ca să nu mai pierdem vremea. Ca să nu... talentul, ca și pe dumneavoastră. Ca să nu lungesc și să închei poezia lui Leonid, e o poezie de adâncime spirituală, de trăire. E pe o culme după care, nu știu ce mai urmează, știu eu, dar e în sfârșit. Așa, Leonid scrie la un grad din ce în ce mai aproape de poezia autentică. Am reținut ca poezie care m-a făcut să-l apreciez pe Leonid ca pe poetul pe care îl știu, într-o poezie care pleacă de unde știu eu, sunt puțini, de la mitul lui Orfeu, sunt puțini aflători în acest moment, în această sală, care au cunoscut-o pe Euridice a lui Orfeu, Leonid. Și ia câtă cum sună poezia. Pentru mine a fost deosebit de dură și m-a oprit și m-a zdruncinat o vreme. Cu aripi bete fâlfâie pe dealuri, mor de cenușă triști și înlăcrimați. Și trec zburlite ciori prin reci portaluri spre pusnicii copaci înnegurați. Îi văd cum sub rafale bat mătănii, cum gem bonlav sub cerul cel buimac, când vălmășite în frunzi de trec jigănii, îngălbinite gânduri din atac. Orfeu își plânge iar pe-a toamnei strună, iubita lui plecată în infern, și văd prin înserarea verde-brună cum gârgâie destinul toamnei tern. Cu aripi bete trece acum prin strune un alt Orfeu, un alt Orfeu, cântările-i sunt spumegări nebune, eu sunt Orfeu, Orfeu, Orfeu. Excelent. Să fii fericit, Leonid, și să mai scrii ca... Mulțumim,
Mulțumesc, domnul Pătrică. Mă așteptam la mai mare critică, dar mă rog, asta vine ea când vine. În particular. Da, e în particular, Și apoi mai sunt și licențele poetice, domnule profesor. Cine mai dorește să mai zică ceva? După domnul profesor, cine ar mai putea vorbi? Eu. Poveste de Petre Colăcean. Vedeau culorile pe dealuri, era o sărbătoare în crâng. Te unduia ca apa în maluri, peste alinturul meu nătâng. Curgeau din ceruri gânduri ude, ca babele de mărgărin, când ți-am găsit uzele crude pe drumul nostru de argin. Mai răsucit ca un jucastru, eu tot la tine ajuns am la cerșit, să-mi dai din ochii tăi un drag de albastru, că mai aveam un cer de zugrăvit. Mai răsucit ca un jucastru, eu tot la tine ajuns am la cerșit, să-mi dai din ochii tăi un dram de albastru, că mai aveam un cer de zugrăvit. Și te amintesc din limpedele venii, te ascund în mine cu un gând pe gând, când te-am văzut pe culmea serii și mai ard un dor bătrân. Mai răsucit ca pe un jucastru, eu tot la tine ajuns am la cerșit, să-mi dai din ochii tăi un dram de albastru, că mai aveam un cer de zugrăvit. Mai răsucit ca pe un jucastru, eu tot la tine ajuns am la cerșit, să-mi dai din ochii tăi un dram de albastru, că mai aveam un cer de zugrăvit. Petrică Colăcean, poveste. Mai glăsuiește care era? Să mai glăsuiască. Nu mai glăsuiește, nu. Da, hai. Sunați un prieten. Arbust, amori. Mulțumesc, ne ajută. Mă las să crezi într-o condiție rezulcită. Când vii la mine prima dată, poate că ne duce țara și oameni să-i învățați. Dar nu știu cum e mine, eu dacă dau via și dacă ți-ar cea mine din textul tău, ar fi și mai interesant cu textul. Dacă nu mai ai un timp de parte, Da, am înțeles că...
Numai să... Nicu, după o visionată și după degeaba... Că pe aceea zice Moise. Îi găsești. Să-mi pregătesc, pregătesc de când am venit. Nu tu pregătesc. Și nu știam ce să discutăm. Vrem să spunem că întâlnirea noastră nu s-a terminat, iar cei care doriți... Am dorit ca atunci când cineva dintre noi intervine, cei care au de vorbit, avem spațiu și jos. Și să îndrăznească acolo. Aoleu și bai de noi, dadă, eu nu țeiesc că n-am război, dadă. Nici bată și nici sâneală, că l-ai pus el în popreală, că l-ai pus el în popreală, dadă. Mă puse naiba de dică, dadă, să fim doru cu arnică, dadă. Însă el fuse nebun și porniză de căltrum, și porniză de căltrum, dadă. Când l-ai prinde de-a călare, dadă, el l-ai aduce în graba mare, dadă. În puiorță cu grămadă și să-l torză din cătară, și să-l torză din cătară, dadă. Dar mai bine ar fi de dică, dadă, să te prinde o pietălică, dadă, lângă mine să te țină, sufletul să mi-l alin, sufletul să mi-l alină, dadă. Din o dată de mă-ntoarce, dadă, și nu mă lăsa în pace, dadă. Prinde-mă în fuior de dor, ca sunt tot doi neșușor, ca sunt tot doi neșușor, dadă. Prinde-mă în fuior de dor, ca sunt tot doi neșușor, ca sunt tot doi neșușor, dadă. Tare bine! Asta e de pe ulița mea. De pe ulița mea, da. Și acum, Ioan Moise... Cireașa de pe tort. Cu cireașa de pe tort. Imediat. Cântecul s-a numit Dadă. Se găsește în cartea Doar Poeme. Știu. Așa. Dar este completat ca să devină cântec. Nu-i textul de acolo, chiar tot am văzut, știi? Adaptat. Acum la dumneata, scula ca scula, dar vocea îmi place teribil. Era mai frumoasă cândva. Scula? Pe care vrei să alegi? Hai că mai bine. Dar eu n-am văzut, alții mai bine te cei. Ce băieți? Sunt înregistrări audio-video. Am bunii. Băgați seama. Eu n-am văzut. Gata? Deci, joi 17 octombrie 2019. Lansare de cărți sau lansări de carte. Oricum s-ar numi evenimentul de azi, domnul Leonid Iacob lansează en grup 10 opuri pe care de multă vreme vroiam să le citesc. Niciodată nu e prea târziu, așa că azi mă pot bucura de cel puțin 10 ori. Teoretic ar trebui să mă bucur și de coca, și de apă bucovina, dar practic aștept alte bucurii.
Am ajuns la eveniment în ultimul moment, dar cei din urmă, ca și cei din tâi, au aceleași așteptări, mai puțin de către domnul critic Pecolă, cel care se nevoiește în abstinență la multe licori savuroase. Salut prezența televiziunii literare, lucru absolut normal, având în vedere numărul de volume ale plorificului autor. Salut prezența animatorilor muzicali și dacă toți sunt pus pe salutări, salut și prezența personajelor din afara grupului nostru de literatură și arte. Grup pe care l-am salutat de foarte multe ori și vreau să-l salut cât mai mult timp. Până la începerea propriu-zisă, domnul Chirile încearcă să ne descrețească frunțele cu un cântec din 1978. A reușit numai parțial, căci domnul Pecolă cel s-a încruntat. În versunatul critic a găsit o cacofonie și în cer. Cantautorul Chirilă ne invitase la un spectacol compact la Bacău. Dânsul urmează să cânte în deschidere. Deduc de aici că acel grup va cânta în închidere. Deși Broasca nu cântă pe uscat, domnul Chirilă continuă cu durere, cu durerea că mâine nu va mai fi joi, după cum a sesizat Grigore Vieru, cântat de Alde Teodorovici. Șeful tribului ne mulțumește din motive obiective că se prezintă azi cu 5 cărți, categoric sunt un privilegiat, dacă eu am 10. Autorul a tot scris de-a lungul timpului lucrări pe care le-a cuprins în volume, dar acum are în lucru 5 cărți și intenționează să scrie și legende din bătrâni, cum ar fi bătrânul Pia. Se fac prezentările celor prezenți, începând cu membrii cenaclului. Se continuă cu familiuța, deci fiind vorba despre fiu și noră, nu discutăm despre nepotisme. Mai notăm o doamnă simpatizantă și televiziunea amintită în contrajur. Pauză cu lacrima de dor neuscată al lui Mircea Rusu. Se mulțumește și gazdei noastre, lucru normal. Domnul Garai, un obișnuit al literaturii de aniversare, citește o poezie urare prilejuită de aniversarea maestrului Leonid. Se evocă, apropo de amintiri din străbun, evenimente de la începutul carierei didactice a celor doi. E o analiză temeinică care începe de la coperta exterioară. Comentariul e însoțit de citate din Dragobete, Lupul încornorat și, deși muzicolog, domnul Gare a mirosit niscai har haizme. Se analizează aproape biblic personajele Ilie și Andrei, creionate umoristic de autori. Comentariul domnului Gare se încheie cu urarea autorului de la pagina 27. Comentariul se extinde din cauza sânzienii, încurcată de comentator între firele dânsului. Domnul Despinescu va fi foarte scurt și fără competență, așa că ne citește epigrame dedicate evenimentului. Oare e întâmplător sau poate nu? Domnul Pecolă cel își părăsește locul tocmai când vine domnul Chirilă și ne cântă despre două fântâni și o singură sete. Domnul Cețăranu comentează despre bătrânul Pian. Observațiile sunt scrise mai în glumă, mai în serios, atât în moto, cât și în poem. Poem scris cu materialul clientului. Adică un poem scris cu titluri de poezii. Domnul Țăranu regretă faptul că nu suntem 100 de persoane, având în vedere anvergura evenimentului. Numărul de persoane e compensat de sufletul celor prezenți, după cum bine a subliniat doamna Stella Crețu, venită din Constanța. Vine o pauză în care domnul Chirilă face o glumiță. Glumește cântând despre cele sfinte, conform lui Adrian Păunescu.
Doamna Cristina Popescu a venit la... Sărut mâna! A venit la un moment de sărbătoare mai mare decât o sărbătoare. Dumnezeu, deși nu reușit să citească din opera autorului, a venit tot din spirit de gașcă, din cauza de colegi de breazlă. Rămân tabloul la portretul literar întocmit de doamna Popescu, prolificului scriitor pe care îl omagiem azi. Deloc întâmplător, după portretul literar, doamna Cristina ne citește pictură, pictura din suflet, poezie gingașa a autorului Leonid. Se mulțumește din toată inima pe latinește. Cântă uimit de veșnicia eternității și multe altele, domnul Chirilă, mamă, mamă. Intervine domnul Oprea, care vrea să se întâlnească la infinit cu domnul Iacob, deși dânsul autocritic se consideră megiești cu literatura. Domnul care sublinează o altă latură a domnului Iacob, care e și interpret popular din cauza că e popular. Domnul Iacob, deși nu are pregătire muzicală, cântă ca un rapsod, ritornele la muzicuță, acompaniat la chitară de domnul Gare. O melodie săltăreață cu râs prin țar despre un dor zburdalnic. Momentul a plăcut la public, așa că domnul Iacob se încumită să ne mai cânte și despre Nușa, prietena minoră a copilului Leonid. După descrierea făcută de autorul versurilor, a muzicii și a interpretării vocale, mi-a stârnit un viu interes să aflu ce s-a mai întâmplat cu sus numita Nușa. Se pare că și domnul Dospinescu e curios. Succes! Succesul continuă, amenințând poziția de cântăreț a domnului Chiril. Artileria grea a criticii n-a avut la dispoziție decât doar poeme. Domnul Pecolăciu citește niște idei pe care n-am cum să le notez. Am rămas să ascult vrăjit niște comentarii care pe mine mă ung la suflet, dar dar umite pe autor. Vreau să zic că sunt afiliații cu Arghezi, Bacovian, ușor de celabil, cu Boga, Teo Iosif, Topârceanu, un prieten de bășcălie a criticului. Se citează epitete, personificări, repetiții, găselnițe lexicale culese după o obositoare lectură. Chisi Bușaru, critic, l-a pândit pe autor și a găsit niște motive de cârcoteală. Se încheie cu o elogiere a poeziei de culme, care e aproape de poezie autentică. Se citește cu talent actoricesc din poezia lui Orfeu și a Euridice. Autorul se bucură că a scăpat ieftin de critica artileriei grele. Nu se putea continua altfel. Domnul Chirilă cântă pe versurile poetului Pecolăcel. Cei care nu știați asta, ați pierdut un spectacol mare, dacă nu l-ați privit pe critic în timpul ăsta. Domnul care știe să facă liniște pentru ritornela dadă la muzicuța a domnului Iacob, surpriza muzicală plăcută a serii. Melodia și versurile n-au nici pe departe de face cu dadaismul, dar stârnește aplauze. Se citește cronica serii. Vă mulțumesc frumos! La mulți ani dumneavoastră! Sănătate și la loc este bal, dansa trei și doar trei le biletul. Minunata sortat e bufetul și-au adus orchestre în local. Este un foc și o harababură și un miros de zefir și linia. Vine vremea când trec clasa, cavalerii de mare amperbură. Vă rog să-mi acordați, domnișoară, dansul acesta. Hai, n-o faceți pe modesta, dacă vreți închei și vesta. Vă rog să-mi acordați, domnișoară, dansul acesta. Eu știu să mă port o fată,
observația și cravată. Într-un post stau băieții ca sfinții, nu-ndrăznesc să întreprindă nimic, că sunt fete frumoase, nu zic, dați venite la bal cu părinții. Vă rog să-mi acordați dreptul să vă invit spata, un tango bășu și gata, o aduc din Olanda, da. Vă rog să-mi acordați, domnișoară, dansul acesta. Eu știu să mă port o fată, observația-mi și cravată. Într-un colț stau băieții ca sfinții, nu-ndrăznesc să întreprindă nimic, că sunt fete frumoase, nu zic, ați venit la bal cu părinții. Vă rog să-mi acordați, domnișoară, dansul acesta. Hai, nu-o faceți pe modesta, dacă vreți închei și vesta. Vă rog să-mi acordați, domnișoară, dansul acesta. Să nu-o faceți pe modesta, dacă vreți închei și vesta. Dintr-un colț, cu un ceas de tăcere, un băiat trist și însingurat, pe o fată s-a apropiat și timid primul dans el îi cere. Vă rog să-mi acordați, domnișoară, dansul acesta. Aș da să vedeți, dar cică, nu dansez, încă mi-e frică. Vă rog să-mi acordați și orchestra dă semnalul, și deși fixi rocalul, numai ei sunt în tot balul. Următoarea lansare este a domnului Gherghina, care va avea loc pe data 26 octombrie, sâmbătă viitoare. Deci de sâmbătă într-o săptămână. Putem sta toată noaptea, că dormim cu o oră mai mult și schimbăm ora. Și, da. Și ultima lansare din luna aceasta este a domnului Moise pe 31 octombrie. Wow. Până o ținem numai într-o lansare. Și avem ședința obișnuită de azi într-o săptămână. Da, de azi într-o săptămână. Asta o avem? O avem. Aia să putem venim la lansare. Da, și venim și noi. Eu te-am iubit și atât de mult. Vă rog să simți. Pare rău că ai râs de mine de atâtea ori în felul tău. Iubita mea, tu te-ai jucat cu dorul meu. Un joc amarnic ce ți-a dus fără de rău. Jucat cu dorul meu. Un joc amarnic ce ți-a dus fără de rău. Când ai trecat în urma ta, nu te-ai uitat să vezi durerea din ochii mei ce-au lăcrimat. Dar nu-i nimic, pentru că tot e trecător. Ochii mei s-a scurs o lacrimă de dor. Dar nu-i nimic, pentru că tot e trecător. Din ochii mei s-a scurs o lacrimă de dor. Poate cândva un trandafir m-a dus în dar. Te va trezi din somnul tău cu visa mea. Rău. Ai pierdut din viață tot ce-a fost altă rău. Va fi zadanic, va fi târziu și-mi pare rău. Ai pierdut din viață tot ce-a fost altă rău. Doamnă profesor, să-l lasă mai rapid, la un plan de sfârșit.
Supărat, supărat sunt oameni, iar supărat. Cum mă întreabă lumea cu ce e cu mine, eu le spun că ar fi rote mai bine. Supărat, supărat sunt oameni, iar supărat. Cum mă întreabă lumea cu ce e cu mine, eu le spun că ar fi rote mai bine. În viața mea nu spate la locul lor, ca ceva nu pot da ușor. În viața mea nu spate chiar la locul lor, intrate tare de pune, nu trecă tot în lume. Supărat sunt oameni, iar supărat. Mulți din prietenii în care am crezut, repede și eu din om cu fiul. Repede și eu din om cu fiul. Repede și eu din om cu fiul. Nu ajung la corect, nu ajung la corect.